Ia uite-o. Dansează. Bună! 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 Ce faci? Bună! Bună! Nu cu tine, nu? Oh, dă-ne și lor, tata, așa, bravo, tata. Oh, și lui Pavel? Nu, trebuie să-i dai. Ba, da, tata, de, la toată lumea, tata, nu, că tu ești inima mare, tata. Nu. Te rog. Da, mai e una. Și nu vrei Maria, să... Maria, pentru că tu mi-ai dat un cadou atât de frumos, să știi că am și eu un cadou pentru tine. Mariuca, ia uite, tata, ai cadou. Ia vină puțin să vezi ce ți-am adus. Ai deja la televizor. Mariuca, ia uite ce ți-am adus. Că ți-o fac cadou. Care Mariuca! Spune, dreapta, mijloc, stânga. Mariuca! Care cameră vrei să-ți o dau acasă? Ha? Ia zi, tata. Deci, care cameră? Uite-te, vino aici, uite-te. Deci, care cameră? Dreapta, stânga sau stânga? Avem două. Sau camera roz. Sau camera roz. Mariuca? Ia uite-te, Maria. Maria. Nu Mariuca. Nu te uite, uite-te la jucărie. Oh! Uite ce ți-am adus cadou. Cadou, tata, auzi. Vrei să... Vrei cadou de la mine? Hai să vedem despre ce e vorba. Hai aici pe canapeluță. Să te ajute tati să-l desfaci, tati. Corect. Că vorbesc că ești deja expert în a desface cadouri. Hai, dite-te, tu-ți mâine. Hai, l-am tactu-n braț. Așa. Măi, noi suntem foarte fericiți că ne-ai adus-o. Este pentru prima oară când Maria apare la televizor. Da. Și suntem foarte bucuroși și îți mulțumim pentru asta. Este foarte frumoasă. Păi, seamănă cu măsă. Normal. Da, ideea este că așa este. M-am și gândit, m-am tot gândit, băi, să o duc, să nu o aduc, dar cred că e darul ei, pentru că văd reacțiile oamenilor din jurul ei. Și atunci toți românii de acasă să se bucure de... Așa e, să știi că nu toți copiii de 3 ani sunt atât de relaxați într-un platou de televiziune. Da. Cum ai zis, iubirea lui tata? Iubirea lui tata. Măi, Augustin, să te aud zicând așa, nu știu, e cel puțin ciudat. Și pentru mine este ciudat de mult ori. Dar s-a schimbat sensul vieții, ce să mă... Cât de mult? Complet. Acum am fost imatur, cum sunt majoritatea bărbaților. Un copil te maturizează ușor. Și, na. Eu cred că faptul că ai un asemenea copil e o dovadă clară de maturitate. Vorba, avem puține clipe de maturitate. Exact. Asta e unul din ele. E foarte important să avem, ăla bun. O clipă și uite că... Nu, dar eu aș vrea acum să-l întreb pe Augustin concret. Ce făcea înainte să aibă copil? Și, spre exemplu, ce făceai la ora 7 seara înainte să ai copil? După Maria. Hai, Maria, bucuria. Mami nu aude acum. Mami și-a pus mâna la urechi. Normal. Nu zic nici așa. Nu ce făceai tu la 7 seara înainte să ai pe Maria? Atunci se trezea. Bravo. Mulțumesc frumos. Da, într-adevăr. Și acum, la 7 seara? Da, iubirea lui tata. Ce vrei? De aici jucăria să o desfac? Normal. Acum ce o desface? Da, așa. Hai că o desfac eu ca tu să... Tactu. Așa, și acum la ora 7 seara ce faci? Faceți băiță, mâncați, ce faceți? Chiar avem o problemă cu băița asta. Nu-i place să stea să-i fac baie pe cap. Dar știu de ce, că are senzația că se neacă sau că se sufocă, dar nu e adevărat. Și trebuie să pună în ochi. Băi, băiatule, și mă transpir, mă fac fleașcă când o văd cum plânge și cum alea nebunești, după aia începe râde, mă ia la mișto și mă iubește și nu. Dar cum tu speli copilul în fiecare seară pe cap? Nu în fiecare. Păi asta zic totuși, adică... E normal, dar e o chestie care nu-i face ei plăcere. Aha. Și mă bucur foarte tare că are personalitate. Corect. Face numai ce vrea. Și dacă nu faci ce vrea... E cu scandal. Depinde, te ia și pe învăluire. Nu știu de unde are tacticile astea. Da, nici eu nu știu, chiar nu-mi dau seama de unde le are. De exemplu, înainte să o ai pe Maria, ce făceai la ora 8 dimineața? La ora 8 dimineața schimbam tura de... Voi vă dați seama că voi degeaba vorbiți? Intram în... Pentru că toată lumea se uită la ea. Știe, Adela știe. Îți dai seama dacă a lucrat 9 ani, mi-a văzut zi de zi, știe toată istoria mea. Nu-i se puneau filmări dimineața lui. Da, uite. Nu venea, nu de alta. Deci ea zici că dă casting acum. Și că fii tristă, fii veselă. Da. Da, tata, le arăți tu cum leșini? Le arăți tu cum leșini tu? Tu poți să leșini? Nu pot. Nu, acum, după jucărie, eventual. Tu poți orice, tata. La cât te trezești Maria dimineața? La cât se trezește dimineața? La cât vrea. De obicei doarme mai mult, pentru că și noi dormim mai târziu. Îți dai seama, după ce adorme, mai vrem și noi respirul, să mai stăm și noi un pic, să ne mai relaxăm. Și e mortală, mă, nu se poate. Și am... E mortală, ești pentru prima oară la televizor? Ia uite, tata, zis să-ți dea cadru strâns, să-ți vadă ochi, să-ți vezi ochișorii. Maria vrea cadru strâns. Ia sperie, tata, sperie. Mamă, ce frumos ești.
Deci frumoasă ești, tare. Da. Deci tu ai putea juca în Home Alone, varianta... Da, 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 s-a mai spus, da. Da, varianta fetiță. Doamne, deci... Stai puțin, că acum e puțin e ocupată cu jucăria asta. Și nici eu nu mă las atât. Nu puteți să-i aduceți jucăria deschisă, serios. Da. Acum, ca să mă chinui eu, ați văzut câte sisteme de prindere sunt la jucăriile astea, că trebuie să rup mâinile pe aici, trebuie fierăstrău. Reușești atât. Nu, sincer, sunt foarte mândră de tine. Nu că vorba aia ar trebui să fiu mândră, dar știu, te știu de la început. Chiar, Adela, credeai tu că vreodată Augustin Viziru va fi în halul ăsta? Da. Acum, tata. Eu am știut că el va fi genul ăsta de tată. Pentru că el, uite, uite puțin niște imagini cu noi de acum 15... Vai, cine e acolo? Cine e acolo? Cine e? Da, așa. Cine e domnița aia? Da, o recunoști pe tanti aia. Uite-te la ea, cum arăta atunci și cum arată acum. Da, e ce ok. Să mai zicem. Și acum întoarce-te brusc la televizor. Ta-da! Fă surpriză, tată. Ia uite. Zi-mă, Augustin. Eu știi ce consider? Cred că tu m-ai cunoscut destul de bine în tinerețe, le-am făcut pe toate la maxim, înțelegi? Și acum le-am făcut pe toate, nu mai am alte curiozități decât să-mi cresc copilul. Înțelegi? Și... Dar pe mine acum mă interesează dacă tu ești genul ăla de tată care când merge la plajă cu copilul, spre exemplu, are colacul, găletuța, cu trotineta, cred cu pălărioara, că... care să-i dea cu cremă de protecție, să-i pună bluzița anti... Uite-o pe Maria, sigur că da. Ia uite-l pe tate al tău când era... Când era tata. Când se trezea la 7 seara. E tata acolo? Tu ești? Da, uite, el e. Tu ești? Da. Uite, îmi dau seama după geaca de... Ia uite, doamne. Așa. Eu mi-amintesc acum, auzi, spune dacă e corect ce mi-amintesc eu. Spune. Frate, tu jucai deja în telenovele. Da. Și cumva te-a adus și pe tine ca să-ți faci și tu un sens în viață. Unde pe genul, voi ăsta cam taie frunza la câini, hai să vină frumos aici. Și tu erai un fel de, da, mamă, că am venit aici la voi să fac și eu telenovelă. Și te-a prins microbul. Uite aici, ou. Bă, nu cred că m-a prins microbul, cât mai degrabă cred că publicul m-a prins. Pentru că aportul publicului știi și tu foarte bine. Am avut... lumea m-a plăcut. Nu știu, cred că... Chiar nu știm de ce. Da, nici eu nu știu. Ei, acum știm. Chiar sincer nu știu de ce. Ce frumoase sunt toate. Așa, pune-le acolo și joacă-te cu el. Ideea este că și când am intrat atunci în Buftea și când norocul meu a fost că făcusem sport de performanță și știam ce înseamnă sport în colectiv. Da. Și am știut să... vorba aia. N-am avut certuri cu nimeni, cu toată lumea m-am împăcat bine, cu toată lumea am colaborat bine. Așa e, așa e. Pot să confirm asta, da. Și cred că asta a făcut diferența, că nu există talent sau nu știu ce. Cred că e important în momentul când joci să fii relaxat cu partenerii. Și... Ia uite acolo. A? Bine, da. Ce imagine ai dat acum la televizor? Na. Nu-i frumos. Da. Ce? Uite, tata, e tata acolo, îl vezi pe tata, acolo. Cum ai reacționat când ți-a spus a ta soție, vei fi tată? Panică totală, ai văzut jocurile alea de artificii în cap, cum e caruselul ăla la circ, cum se plimbă maimuța pe alea, bum, 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 în capul meu, haos total, îți dai seama. Toi! Dacă așa a fost să fie gata, tată, vină tot aici lângă noi și mi-ai dat sens în viață. Dar te-a speriat ceva în clipa aia? Eu n-am fost niciodată un tip sperios, eu tot timpul am luat ce mi s-a oferit în piept. Dar îți doreai copii? Înnebunit, fetiță, vă vrea fetiță. Dacă lumea spune că, mama, ai văzut când se naște copilul, devine norocos, nu cred că despre asta e vorba. Cred că pur și simplu se schimbă percepția despre viață și începi să ai, când deja încep să nu te mai gândești la tine, să nu te mai pui pe tine pe primul loc, lucruri minunate vin spre tine. Să mă dau la o parte? Unde mă duc? Deci, așa, bun. Da. Stai, te rog frumos să dai la o parte că ți-a spus copilul. Uite, stai, tata, Augustin? Ai o comoară, pur și simplu. Și îți mulțumim foarte mult că ne-ai arătat-o și nouă și să știi că e clară treaba pe la televizor. Vrea la televizor. Păi și ce are? Face și sport nici la televizor? Păi asta e când familia noastră întotdeauna am avut campioni. Joacă! Așa, mai întâi campioni și abia apoi vedete, nu? Nu erau, n-aveau fierul ăsta de, acum public, de persoane publice, înțelegi? Așa. Și acum, e și acum cum leșin tu? Și ce sport vrei să facă? Cum leșin? Tenis. Nu, ia fii atent că e pe podium acum. Nu există așa dar ceva. Dar puneți și ei melodia aia, Jim's Only You.
Ai? Avem melodia aceea? Iartă-ne că te deranjăm în timpul serviciului. Mamă, să vezi ce dansăm acum. Iartă-ne, scuze-ne. Nu, nu se va mai dă, promite. Hai de cap. Ia. Jim's only you, tata. Uite. Aha, ușor. Dar uite-te la camere, uite-te la camere. Vino încoace. Uite așa. Ia uite, vezi? Uite camera aia unde s-a prins. Uite, nu acolo. Uite, la nenea ăla, uite. Ce se vede care fetițe, vezi? E marinarul mic. Ce se vede care fetițe? Nu știu. Bine, acum e mare. Fetițele. Dar uite acolo unde vezi unde lumina roșie. Nu acolo. Uite așa. Uite acolo. Acum care lumină, nu mai știu care e. Du-te acolo, du-te. Vino mai încoace, vino mai încoace, vino mai aici. Și vezi că începe. Ești pregătită pentru muzică? Că o să dansăm. Da? Ia o să vină Andreea Esca și trebuie să-i arătăm ei cum se dansează cu adevărat. Nu vine Andreea Esca, nu vine. Nu vine, tu rămâi, tu. Nu vine Andreea Esca, nu vine. Dar Elvira Beatu vine? Vă rog frumos, ea intră doar la știri. O punem direct la știri, da? Vrei tu acolo, deci nu intră. Spun melodie, ce-ți dorești? Cine vrei să vină? Acum. Ești pregătită pentru melodie? Maria, de Elvira Beatu vrei să vină? Vrei să vină Elvira Beatu? Nu, să nu vină nici, nu, da. Dar auzi, Ramon, vrei să vină? Pune pas. Așa, bravo, uite, în sfârșit. Perfect. Se bucură, ia, vrea să vină. Hai să vedem. Ia, bagă material, tata. Ia. Bagă material. Maria. Mamă, de ce? Ce? N-are, mă, bravo. Haide, tata. Ia-o parte la dans, hai. Ce-i place? Da, yeah. Mulțumim foarte mult, draga mea Maria. Bravo. Mulțumim foarte mult, Augustin, că ne-ai adus-o. Noi, dragilor, ne vedem după o scurtă pauză de publicitate.